Salutare, oameni buni, și bine ați revenit la un nou episod din Fortnite. Aici sunt singur pentru că eu n-am prieteni, de fapt nu v-am spus niciodată chestia asta. Astăzi o să ne jucăm Fortnite, oameni buni, rank, din câte vedeți, pentru că vreau și o să grindez pentru rank, pentru că vreau și o să am rank, să nu mai râdă toată lumea de mine că sunt ultimul slab. Nu este să dați și voi like, subscribe, din câte vedeți sunt gold 1, doar că în video de astăzi vreau să ajungem și noi măcar la, nu știu, gold 3 probabil. Nu țintesc astăzi spre platinum, că următorul după gold e platinum. Nu am cum să ranchez atât într-un singur episod, doar că poate pe următorul episod de Fortnite o să, nu știu, o să fac rank mai mare. Așa, dați și voi like, subscribe și hai să trecem direct la episod, tai o parte asta care mă dă în lobby și ne vedem în match. Bun, oameni buni, haideți că m-am dropat și aici la Riviera, oameni buni. Și acum asta să vedeți marea surpriză, am sentinela din Matrix ca glider. Dacă nu știți despre ce e faza, uitați-vă și voi la filmul Matrix, e prea mișto. Eu m-am uitat la primul film și deja am zis, bă, trebuie să văd toată seria, frate, că e prea mișto. Așa, ia să vedem și noi. Așa, și bă, eu nu înțeleg cum Fortnite-ul, bă, adaugă chestii din orice gen. Adaugă cântăreți celebri în joc, ca skin-uri. Adaugă, nu știu, de exemplu, au adăugat pe Marshmallow. Adaugă, uite, Lego, au cumpărat licență să adauge chestii cu Lego în joc. Bă, oamenii ăștia, frate, bă, de unde au, frate, atâția bani să adauge atâtea chestii în joc? Stai, mă, să-mi fac inventarul, că după găsesc cu greu armele. Așa, luăm SMG-ul ăsta, nu prea îmi place mie atât de mult. Oh my god, se bate lume pe aici. Ia să mergem noi la ei. Mamă, double shot. 2 shot-uri, 2 kill-uri. Un început în forță, se pare. Început foarte șmecher. Aici de meci în Riți Riviera. Ia să luăm și noi gold ăsta de aici, că nu mai sunt full, că mi-am cumpărat NPC-uri, chestii. Și din păcate chest. Și din păcate pe rank e altă treabă decât pe unranked. Ia spune, ăsta e pump. Mie nu-mi place pump-ul, oameni buni. Eu sunt frenzy guy, gen, eu sunt băiat cu frenzy. Ia să mâncăm noi niște flowberry-uri, că astea ne dau scut și ne dau și efect din asta. Ah, uite că putem să ne facem full, mamă. Și suntem oficial full shield, oameni buni. Stai să-mi dau și eu microfonul, că mi-intră în gură, dar după nu mă mai aud bine. Să mergem la Levi's. Crezi că ar fi o idee bună să mergem la Levi's? Eu zic că ar fi o idee foarte bună să ne ducem la Levi's, pentru că acolo e cel mai bun frenzy shotgun din joc, medalion și un loot destul de decent, dacă mă întrebați pe mine. E locația mea preferată din sezonul acesta. Poate sezonul următor se bagă o locație și mai mișto. Dar momentan eu sunt cu Levi's-ul. Gen, îmi place efectiv foarte mult la Levi's. Și de când am mai filmat singur, frate. În ultima vreme numai colaborări pe acest canal, frate. Ucraft 2, Shortsource-ul, numai colaborări. Deci e nebunie la mine pe canal, așa că poate vreți și voi să dați subscribe, că nu vreți să ratați, frate, nimic din Shortsource România sezonul 3. Vă confirm acum când se va lansa. În februarie, oameni buni. V-am confirmat luna, nu se mai lansează în primăvară, ci mai devreme în februarie. Așa că nu este să dați și voi acolo subscribe să nu ratați și să activați clopoțelul. Oh my god, am uitat de clopoțel. Că după nu vă mai dă YouTube notificări și e cam nașpa iura, cam nasol așa. Mi s-a părut că am văzut pe cineva. N-am are. Oh, firar. Nu. Aha, ia uite playerul. E înăuntru. E înăuntru murlanul. A, nu, s-a dus la boss. Ia să-i fac eu third. Ma, ia uite-l ce buildează.
stați așa că mă concentrez aici, nu știu dacă v-ați dat seama. Să batem playerul. Mamă, bă, stați așa că e luptă, e luptă complicată. E luptă complicată. Cred că trebuie să-mi dau medkit, îmi dau medkit, îmi dau medkit. Nu, că vine, vine boss-ul și a trebuit să-l anulez. Nu pot să cred, nu pot să cred cum mor aici. Mă omoară boss-ul, oameni buni. Mă omoară boss-ul. Nu, 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 oameni buni, oameni buni, oameni buni, oameni buni, oameni buni. Nu, nu pot să cred cum am fugit. Nu pot să cred cum am fugit, nu pot să cred. Nu pot să cred, nu, haide, intră pe geam. Aia zic. Oh my god, stai să iau Riot Shield-ul ăsta. Mamă, se filmează? Da, se filmează, nu pot să cred, mamă, 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 oameni buni, oameni buni. Nu pot să cred, îmi curge transpirația pe mine. Ăsta e, ăsta e shotgun, ok, bun. Îmi trebuie un medkit, că pe ăla l-am, mi-am bătut joc de el. Sincer. Bă, frate, dar câte camere mai sunt, mă, ia să... Mai dă-le încolo de camere. Dacă, vin, dacă mă vede un bot, sunt mort. Și trebuie să țin Riot Shield-ul ăsta în mână, efectiv. Ia, pe aici e ceva. Nu, normal că a lutat opositul ăla de player care, care spamează și cred că o să ia și medalionul în curând. Nu am cum să bat boss-ul cu 7 HP. Sunt sunt one shot. Hai mă, un medkit pe aici sau măcar heal-uri și ceva shield-uri. Nu pot să cred că a lutat tot Levi și toată casa, tot mansion-ul ăsta. E dita mai mansion-ul, frate. Când îl lutezi în, 0,3 secunde. Păi asta e să-i fac motor party. De fapt nu, că după mor. Oricum o să ia, o să ia medalionul, e clar. Deja au omorât boss-ul. Și cred că o să aibă timp să deschidă și safe-ul până... Nu pot să cred că el mă caută. Nu pot să cred că el mă caută. A luat medalionul. Deci omul mă caută pe mine. Frate, mai stăm și noi liniștiți? Nu pot să cred, aici nu-i frigider de ăla. Hai, pe geam. Mamă, nu pot să cred că n-am murit. Nu pot să cred, nu, 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 trebuie să fug. No, no, nu pot să-l bat pe ăsta cu 7 viață. Trebuie să găsesc heal-uri ceva și încolo e zona. Deci... Aha. Deci dacă mă nimerește ăla... De ce am luptat cutia asta? Nu! Dacă mă nimerea ăla... Eram... done for! Mai sunt 23 de player, deci nu mă... eu de ce mă întorc la Leviș? Eu trebuie să fug de aici, să scap, să găsesc... ceva heal-uri, nu știu... Haide, frate, un medkit, niște bandaje, un ceva... Acolo ce se află? Sunt niște arme, e un shotgun. Și acolo e o insulă. A, nu, e un cache pe care cineva îl lutează. Eu trebuie mai întâi să mă duc în zonă. Nu mai stau să mă bat cu ăla, că frățiorul are probabil viața full și a dat heal-uri, are medalion. Cineva a dropat o coroană. What the fuck? Oamenii au coroane. Deci e clar că unii oameni... ăla e trenul, ok. Cream că e o mașină, dacă îmi venea o mașină și dădea peste mine. Deci, urlam, țipam, nu știu ce făceam. Dar priviți partea bună, încă am 7 viață. Și nu știu de ce asta e partea bună, pentru că o să mor. Am verificat și dacă se filmează, dacă îmi luam snipe acum. Că poți să-mi dai, literalmente, poți să-mi dai cu pickaxe-ul să mă omori acum. Deci, sunt într-o situație disperată. Că... ar trebui să țin balisticul, sincer. Ca în caz că aud hituri să țin click dreapta, am apăsat. Ok. Haide la Ruined. Bă, la Ruined vreau să găsesc medkit-ul ăla nebun. Că fără medkit, deci dacă fac win, fără, dacă o fac win cu 7 HP, trebuie să dați acum like, subscribe, share, tot ce trebuie. Trebuie să mă faceți acum de 10.000 de abonați. Când am 1600. Stați așa, ce e la... Grapple Blade. Nice. A, nu e grapple. A, e Ballistic Shield. Da, frate.
cam nasol. Oh my god, mending machine. Asta căutam. Păi ia să-mi iau un medkit de aici. Oh my god, medkitul nebunatic. Acum mă boxez de fier, că nu vreau să-mi iau snipe. Așa, nu-i mode vreau să dau, frate, nu vreau să dau zeniu, așa. Și stăm aici și ne dăm heal în sfârșit, frate. Tot meciul am stat cu 7 HP. Am fost la Leviș. M-a lăsat bossul 7 HP. Așa și... Și ne cumpărăm și scut? Ne cumpărăm și scut. Aia zic. Asta să... Bun, intrăm aici și ne dăm și scut. Stăm vreo câteva secunde aici să ne dăm scut. Mamă, să... Și acum suntem full. Deci de la am un amărât de 7 HP am ajuns la full. Și scuzați-mă că editez teribil, dar e dimineață. Oh my god, avem aici un flowberry. Două flowberry-uri, dar nu ne trebuie, sincer. Așa, avem shield breaker-ele astea să le folosim cu cap. Motoscârța! Mamă, motoscârța legendară, care nu-i deloc legendară, pentru că o găsești pe oriunde. Și ia să vedem. Trick! Asta nu știu dacă îți dau XP, dar... Oh my god, două medalioane se bat aici în fencing. Doi player cu două medalioane diferite. Hai să... Intrăm și noi în peisaj să le să furăm ambele medalioane, să le facem third party. Mamă, ce e asta, frate? Burj Khalifa aici e... Empire State Building ce construiesc oamenii ăștia aici. Da, și mi-e dor să pot să conduci vehicul. Medkit. Well, nu căutam mare, dar ăsta e bun. Dar am shield breaker-ele și vreau să le dau. Bun, măcar un medalion să furăm, că văd că se îndepărtează playerii. Și nu știu unde-i frate ăsta. Că-l caut de jumătate de oră, hai că de jumătate de oră dacă e. Acolo ce se află loot, dropat, nu e bine. Ia să vedem. Ce shockwave-uri, flopări, nu ne trebuie. Da, cred că e la casă playerul. Ok, și am făcut și trick din ăsta. Ia, urcăm scările cu motoscârța. Asta să le urcăm. Le-am urcat. Ok, nu mai avem carburant. Hai să vânăm acest player. E o vânătoare 1 la 1, frate. E o vânătoare 1 la 1. Ia să vedem. E pe aici prin construcția asta, prin impar. Oh my god, e jos. L-am auzit. Mă rog, îl văd cu chestia asta, dar se și aude un mers așa tiptil. Ia să vedem. E pe aici? Te rog să fii pe aici. Asta nu se poate sparge. Pe unde a intrat frate ăsta? Pe aici. E la safe șobolanul. Șoboscârțarul! Da, n-am să pun întrebări. Ok, oameni buni. Haideți că suntem aici la al treilea match din această zi foarte minunată de marți, pentru că na, este marți, a început școala, din păcate, RIP GG. Deja vedem sute de playeri pe ecranul nostru. Nu, are armă. Nu. Ia să vedem chest. Hai cu armele. Oh, mamă, ce are mi-a dat. Mamă, ce are nebun mi-a dat. Și normal că-mi dă player aici. Și normal că-mi dă player și acolo. Shield breaker, ok. Ok, mamă, ce are nebun. Ce asta mă urmărește. Mamă, l-am bătut cu shotgun. L-am bătut și avea shotgun. Dar cu ce preț? Că acum o să vină ăștia pe mine. Că atâta știu acești oameni buni. Ok, cred că nu e bine nici aici că m-am dropat. Și ca urmare o să mai iau încă o dată D-Rank.
Mamă, frate, mă simt ca pe vechiul CSGO. Oameni... Aha, transpirat. Transpiration. Ia să fugim. Că nu e bună. Că nu-mi place că mă dă cu transpirat. La fencing fields, oameni buni. Transpirații de la fencing. Ok, sniper. Să nu trageți înspre mine că vă sparg. Și eu n-am avut nici scut. Țineți cont de chestia asta, oameni buni. Că n-am avut nici scut. Ok, prefer să nu stau unde sunt playerii, că e groasă treaba. Oameni buni, în continuare cu 10 HP cât am eu acum. Deci dacă iarăși nu găsesc heal-uri, înnebunesc. Astea sunt considerate heal-uri, așa că, de fapt, stai să băgăm și noi în con aici, să le luăm pe toate. Și ar trebui să-mi schimb și eu să considerez cu fier. Cu lemn, pardon. Chest-uri pe aici sunt la etaj, niște chest-uri. Ia să vedem. Aveam medkit. Ce moftic. Aveam medkit aici. Da, hai să... Dacă ne trage cineva, e GG. Frenzy n-am. Oh my god. Cum o să mă descurcă, frate, cu pump-ul ăsta gri? Că... După ce că eu am aim-ul teribil, s-a dropat medalionul. Oare mergem să-l tragem și noi pe dreapta acum că avem 100 viață? Hai cu scuturi. Sunt niște flowberry-uri. Mai luăm din asta de pe aici. Mamă, nu pot să cred că mă fac full cu flowberry-uri. Mamă, nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. M-am făcut full cu flowberry-uri doar. Și să luăm și aceste shockwave-uri. Ok, și am quest să omor player cu shotgun-ul. Nu, actually, o să iau medkit-ul și shockwave-urile. Așa, bun. Eu am quest să omor player cu shotgun-uri. Dar totuși vreau să iau de aici un bounty. Ha, mă, dăm bounty. Ok, e bounty-ul pe aici, pe undeva. Și să iau medalionul. Că văd că e dropat. Dar unde este dropat? Ok, să luăm acest shotgun. Care în teo... Ok, să luăm... No! Ok, să No! Mi s-a dropat shotgun-ul, ați văzut, oameni buni? Am vrut să iau shotgun-ul epic și mi s-a luat poțiunea. Ok, oameni buni, de data asta am zis să mai schimb strategia un pic, să mă dropez în cea mai underrated locație din lume, gen în Grand Glacier, oameni buni, pentru că e cea mai underrated locație din întreg Fortnite-ul. Din sezonul acesta. Ia să vedem, se filmează? Da, se filmează. Super perfect. Acum am să încerc să verific mai puțin dacă se filmează sau nu, pentru că nu pot să cred așa ceva. Escapada. Trebuia să păstrez acel pistol. Ok, am luat și bounty. Avem încă un player dropat aici. Ok, măcar acest pump e mai de doamne ajută așa un pic. Așa. Mi-am făcut și quest-ul. Mă închid un pic aici. Să-mi dau aceste shield-uri. Dacă îmi trage unul, mă jur. Ia uite cum îmi trage. Și Ok, e super ok. Dar că trebuie să fugim, că după n-o să mai fie atât de ok. Ok, hai să luăm, poate n-ar mai trebui să zic atât de des ok. Ok, ăla-i player, nu e boss. Și uite așa n-o să mai fiu full. Frate, dar cât de mult trebuie să tragă frate ăsta după mine, am înțeles că e boss-ul, dar totuși. Ok, să-mi dau și acest shield. Completa, ok. Mamă, ce shotgun slab.
M-a bătut bossul. A, nu m-a bătut un player. Da, foarte, foarte șmecher, oameni buni. Vedeți cum playerii fac doar parte cu bossul și după se fură medalionul? Ei așteaptă să se bată cineva cu bossul și ei nu se bat niciodată, frate, cu bossul. Numai când vine unul, numai când vine un prost să se bată cu bossul. A, numai atunci se bat, frate. Fortnite, de ce? Da, oameni buni, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Din păcate am făcut numai Gold 2, dar că data viitoare poate trecem și noi la Platinum, nu știu. Ar fi prima oară când fac Platinum, că eu nu prea mă joc Fortnite atât de mult. Eu am fost Andu the Shadow, dați-vă like, subscribe și pa, pa!